Am avut o perioadă de 4 ani în care n-am mai muncit. 3 ani de zile am stat, după care am plecat un an în cuveit și anul trecut iarăși pe care l-am stat. 4 dacă ani. La tine, poate la Craiova, oamenii nu au avut încredere în tine. Îmi place să cred că dintr-o țară întreagă te-a văzut lumea la televizor, știe lumea ce poți. Ai fost ani de zile cel mai important jucător al echipei naționale de fotbal, fără discuție. Ce spune unul care a mai dat și el cu piciorul minge departe de nivelul vostru? Nimeni nu te-a ofertat? Nimeni n-a avut încredere în capacitatea lui Ilie Balaș de a deveni antrenor? Nu, am spus nu. Nu m-am întrebat. Să mă lămurești de ce? Gică Hagi și el dă kicks-uri. Până la urmă, Gică e urmașul tău, așa, dacă o luăm așa la nivelul fotbaliștilor exponențiali. Dar nu duce lipsă niciodată de oferte. De ce? Tu n-ai avut impresarul lui Gică Hagi? Sau ce? Nu, eu n-am avut niciodată impresar și nici m-a interesat să lucrez cu impresarul. Atât timp cât am știut să citesc în engleză sau franceză contractul respectiv, mi l-am făcut și mi l-am semnat. Cred că era în stare și în română, nu? Bănuiesc că o stăpânesc destul de bine. Cum ziceți voi, am vorbele la mine. Probabil că eu am, poate că am făcut anumite greșeli sau, mă rog, m-a luat gura pe dinainte. În momentul în care a zis că, fără supărarea, marea majoritate a antrenorilor români sunt săraci, adică acceptă ce li se oferă și acceptă multe, să zic așa, soluții care vin din partea patronatului. Deci, tocmai de frică de a nu... Dar nu fi dați afară. E o realitate, dar tu-ți permis să o pronunți, Ilie, probabil, pentru că îți permis să o pronunți la un nivel financiar încolo. Nu e prima dată, am mai spus-o de atâtea ori. Și probabil că tu pe ăsta a deranjat. Cum te simți acum, știind că Universitatea Craiova nu mai există? Nu, pentru mine Craiova există. Chiar dacă nu joacă niciun campionat. Craiova există. Și uitați-vă, Craiova va exista și în foarte scurt timp. Cum? Pe combinația aia lui Pițurcă? Pe ce? Nu. O altă Craiova nu se poate face decât asta. Te simți acasă în România? Este... Cred că cea mai... Pentru mine. Cea mai frumoasă, cea mai caldă, cea mai plăcută țară din lumea asta. Și fost o gătală că am stat vreo 8 ani la Dubai. Crezi că dacă ai fi plecat la vremea respectivă în Italia... Ai mai fi întors cu atâta plăcere în România? Da. Da? Da. Ce are România în plus față de restul țărilor? Dincolo de faptul că e țara ta natală, evident. Aici sunt ai mei. Neamurile, ai tăi pot fi mutați. Îi sui pe toți într-un charter și... Nu, nu. Nu știu ce are. Uite, săptămâna merg la Craiova. Crede-mă că stau de 20 și aproape 27 de ani în București și dacă m-ai scos din zona centrală a Bucureștiului, m-ai terminat. Mă așez pe o bordură și mă apuc să plâng. Că nu știu încotro să iau. București? Nu, și nici nu m-a interesat. Nu mi-a plăcut și nu cred că îmi va place vreodată. Sunt obligat de împrejurări. Stau aici pentru că aici sunt copii, aici sunt nepoții. La Craiova mă duc... Cu mare drag. E altceva când te dai jos din mașină și dacă nu ești, cum să zic, de-al casei, ai senzația că trebuie să izbucnească un scandal. Lumea vorbește, dar ție îți creează senzația că se ceartă. E frumos. Te mai recunoaște lumea în Craiova, Eli? Nu mă refer la cei de la vârsta mea în sus. La ăștia mai mici. Da, da. Mi-e drag că ăștia mici mă recunosc. Sincer, mi-e drag.